Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Da, bă, șacalilor, nu e reacție, e Q&A apare, nu știu cum s-a întâmplat să postești și altceva în afară de reacție, mă rog, dacă era după voi, numai reacție posta. Dacă erați veteran și erați vara trecută cu mine când n-am avut cameră și eu trebuie să filmez reacții în fiecare, nu, o dată la 4 zile, atunci da, nu mai ziceam nimic, atunci pune cu Q&A, pune altceva, m-am plictisit. Nu vreau să vă zic decât să lăsați acolo un like, să facem o grămadă și să vă mai spun că, băi, să moară fata mea, Bogdan, vă zic, cu cum înapoi, mă, eu n-am de ce să vă mint. M-am apucat să citesc comentarii. Le-am zis, băi, vă zic acolo, pun post pe YouTube, băi, să lăsați întrebări, bă, faine, mă, să nu fie plictisitoare, să moară fata mea Bogdana dacă eu va... Băi, deci nu știu cum, nu știu cum să lăsați niște întrebări atât de tâmpite, jur. Băi, deci din 1000 și ceva de întrebări am selectat vreo 30, atâta, mă jur, băi, n-am putut. Dar norocul vostru că aveți de-a face cu un YouTuber profesionist și am reușit să aleg niște întrebări mai bune. Hai să începem Q&A-ul. Cât timp ai făcut de sală pentru a arăta așa bine? Băi, frate, eu... Mă simt ca în 2012. Mă uitam la întrebări, răspundeam serios, ca și cum pe lume o interesa ce fac eu, mă jur. O să încerc să răspund cât mai ironic și cât mai plictisit, așa că să mor eu. Hai să reîncepem. Cât timp ai făcut de sală pentru a arăta așa bine? Măta face sală. Fac calisthenics, boy, e, mă rog, știi greutatea corpului. Iată, gata, e ultima serioasă. Dacă nu făceai YouTube, acum ce făceai? Să mă rog, probabil îmi pierdeam vreo 17 ore jucându-mă pe calculator sau... 18 ore jucându-mă pe calculator, cam atât. Care este numele tău adevărat? Benjamin Lucian Eugen. Vrei un cățel? Băi, sincer, da, aș vrea. În afară de frate mi-aș vrea un câine, numai că maica mea nu mă lasă. Deci eu am avut un câine și era foarte tare să ai un câine. Chit că mama îl ducea afară și îl plimba, mama îi dădea de mâncare, mama îl plimba, mama așa. Îmi plăcea să am câine, adică stăteam și eu 20 de minute cu el. Ai tatuaje? Dacă nu, unde ai vrea să ai? Băi, mie se pare o porcărie să ai tatuaje. Băi, băi, nu te jigni. Bă, ăsta care ai 2,40 m și are 75 în braț. Nu, știu că ai multe tatuaje, dar nu la chiar așa. Păi, ca să zic, pentru mine fumatul și tatuajele sunt două chestii slabe. Hai să zic că tatuajele nu sunt chiar așa de slabe, mă rog, să zicem că vrei să-ți imprimi ceva, da, dar e problema că la bătrânețe o să, na, nu știu, o să fie aiurea, dar mă rog, eu nu înțeleg de ce nu ți-ai face unul așa de 3 luni. Bă, dacă îți place, mai faci, dar mai faci, dar mai faci până scade mâna așa, știi? Păi, până atunci îți faci. Care este piesa ta preferată? Cazi ploaie, o să dai bacul. Mersi, știu și eu, nu a fost chiar o întrebare, dar îți mulțumesc, că mă asigur că dau bacul. Mersi mult. Sincer, mă așteptam la maică-mea să spună, bă, dai bacul, dar așa îmi spune și Pro Extrem Tour, dacă, bă, vezi că dai bacul. Mersi mult. Te-ai culcat cu cineva în afară de maică ta, cu nimeni? Nu, acum, serios, fără glumă, nu m-am culcat cu nimeni, în afară de mama lui. Tu ce pui prima dată? Laptele sau cereale? Nu, deci nu pot să cred că am ales întrebarea asta. De ce să... Cum să alegi așa? Cum nu există așa ceva? Deci când întreb pe cineva ce pune laptele sau cereale, e pleonasc, că înseamnă că pui laptele primul, e normal. Ascultă-mă, frate meu, pui laptele și după pui cerealele, mă, că după le înmoi tu așa cu lingura, știi? Le pui, pa, uite, le înmoi, știi? E senzația asta, știi, să înmoi așa cereale. Doamne, să-mi frec o palmă în cap, dăm tu, Doamne. S-a scăzut nota la purtare? Da, când era clasa, nu mai știu cât, și aveam un tricou alb cu o dungă roșie aici, am cățel. Vede Driga și mă întreabă, măi, ce ai tu acolo? E TikTok, dar e tricou alb. Dar nu, dar ce e asta? Deci era o dungă, mâncați așa de la umăr până la... Până la dintre triceps aici, știi, adevărat, îi zic și... Mâncați așa, așa, minus un punct cu creionul, Doamne ajută. Când vine noua piesă? Mâncați așa că mergem, deja am vorbit de noua piesă, lăsăm pe Andrew calm, nu-l grăbim, Andrew trebuie să facă ceva din altă lume, deci o să fie ceva extraordinar. Și nu, eu nu mai cânt repede și Cezara nu mai face Orange Justice, promit, mă jur pe viața mea. Hai în Germania. De ce am ales asta? Nici măcar nu e întrebare, de să mără, de ce? Deci că mi-e prieten acum, hai până la mine acasă, cum zice. Ești împreună cu Cezara? Oh my god! Queen! Slay! Cezara e luată de Sabin, deci prin urmare nu sunt cu Cezara. Ce ora ai la școală? Ce școală, mă? Când ai de asta nu mergi la școală, mă? Ce școală? Uite aici, mă, nu mergi la nicio școală, ești nebun la cap, în școala vieții. Ești împreună cu Andra Gogan și Andra Gogan e luată de Sabin, deci nu sunt nici cu Andra Gogan. Precădiți-vă la ceva complet needitat, start. Ai fost până acum la închisoare, de mătă am fost la închisoare, a iubită, mătă are iubită. Când pui reacție, mătă pune reacție. Ești un cățel adoptat? Mă, tare, una de asta adoptată,
cât ai făcut sală, măt a făcut sală. Am mai zis odată asta, prin urmare, cam măt a fost Q&A. Da, bă, șacalor e ceva complet random, nu-mi place să fac Q&A pentru că nu știu să răspund la întrebări. Adică dacă mie, când mai la întrebări, trebuie să mă gândesc, să fiu filozofic, așa, deci așa sunt prost degeaba. Nu vreau să fiu chiar prost degeaba, sunt prost așa, dar nu degeaba. Da, prin urmare, vă urez o zi bună, nu uitați de un follow pe Instagram, nu mai facem Q&A în viața mea și o să pun reacții mai acușa, nu mă mai întrebați, lăsați-mi mail-uri și ne vedem. O zi frumoasă să aveți și voi, că eu am bapă și nu mai am. O zi bună, pa, bă. Ați eliberat monstrul ăsta damnaște, noapte permanentă, în toamna vieții mele, ai coperit de frunze, tu scurt, când frunze, numărul terele, rume, glume, numărul men, putred lume, uite-te cum stai, de cum stai, pleacă, nu te vin, o las acolo, uite, vise fix, liber, strict, timpul trisești de sete.